Bună ziua, sunt Valentin Voicu, urmăriți Logos Life. Este adevărat că păcatul poate distruge nu doar interiorul, ci și exteriorul nostru? Există o soluție propusă de Dumnezeu pentru a putea ieși din păcat? Avem nevoie de pocăință sau, dimpotrivă, putem trăi și fără ea? A fi pocăit este doar o etichetare moștenită din vechiul regim? Vine să ne răspundă la aceste întrebări pastorul Dinu Ona peste câteva momente când vă aștept alături de el. Începe Logos Life! Societatea ne spune că pentru a primi ceva e nevoie să muncim și că aproape nimic nu e gratis. Oferta pe care o propune Dumnezeu este diferită și vom vedea de ce. Păcatul e ceea ce ne desparte de Dumnezeu și tot păcatul ne spune că se poate trăi și așa. Dar ce nu ne spune el sunt riscurile și consecințele ce urmează. Oferta lui Dumnezeu însă este avantajoasă și vom vedea de ce. În studio se află deja pastorul Dinu Ona, el ne va răspunde întrebărilor noastre. Bun venit! Bine v-am găsit! De ce credeți că Dumnezeu este interesat de om? Și vedem asta încă de la început. Îl caută, luptă alături de el, coboară pe pământ și suferă pentru el. De ce acest interes manifestat pentru om sau față de om? Așa este. Dumnezeu iubește omul, îl consideră foarte prețios, valoros. Cum de altfel orice părinte își iubește copilul până la sacrificiu suprem. Dumnezeu, în esența sa, este dragoste și are o inimă de tată pentru fiecare dintre copiii săi. Putem deduce foarte ușor din actul răscumpărării, act care a fost săvârșit la cruce de către Domnul Iisus Hristos, că lui Dumnezeu îi pasă de creația sa, de om. L-a dat pe Fiul Său pentru noi și îi spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Exact. L-a dat tocmai pentru a elibera pe om din captivitatea păcatului, din captivitatea morții, din captivitatea moștenirii adamice. Și ce este interesant în acest act al răscumpărării este faptul că s-a plătit un preț. Și spune Biblia că acest preț este preț de sânge. Sângele nespus de prețios al Domnului nostru Iisus Hristos a fost ceea ce a fost plătit pentru răscumpărarea omului. Desigur că Dumnezeu întotdeauna vine către om cu o ofertă, o ofertă generoasă, și Matei 11:28 spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. La cruce Dumnezeu oferă umanității posibilitatea răscumpărării. Ca să răspund simplu în 2-3 cuvinte la această întrebare, de ce iubește sau de ce prețuiește atât de mult Dumnezeu omul, pentru că noi oamenii suntem copiii săi. Și el, ca un tată iubitor, îi pasă enorm de mult de creația sa. Ce este păcatul și cum a fost prins omul în această capcană a păcatului? Cuvântul grecesc, să spunem așa, pentru păcat este armatia și are sens de rătăcire sau de mers într-o direcție greșită, pe calea morții, spre exemplu. Practic orice acțiune sau orice sentiment, gând care contravine normelor lui Dumnezeu constituie păcat. Practic păcatul presupune încălcarea legilor divine prin acțiuni greșite sau nedrepte în ochii lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are standardele sale. În limba ebraică, spre exemplu, în care a fost scrisă și Biblia, Scripturile, cuvântul păcat înseamnă a rata ținta. A păcătui, spre exemplu, înseamnă arăta ținta în ce privește normele perfecte ale lui Dumnezeu. Și, desigur, în calitate de creator, Dumnezeu are dreptul să stabilească norme pentru oameni. Noi, ca și oameni, suntem răspunzători de acțiunile noastre și mai este, spre exemplu, o altă latură a păcătuirii. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Iacov 4:17, dacă cineva știe să facă bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Practic, păcatul ne desparte de Dumnezeu și, în scurte cuvinte sau în simple cuvinte, este încălcarea normelor și a voii lui Dumnezeu de către om. Și pentru a înțelege mai bine ce este păcatul, cred că ar fi bine să vedem mai întâi ce l-a generat.
Așa este. Păcatul are două surse. Lucifer, pe de o parte, care prin mândrie, urmată de minciună și apoi de violență sau privare de libertate, așa cum spune și Ezechiel 28, versetul 16, a mers în zona neascultării și s-a revoltat înaintea lui Dumnezeu. Astfel a devenit ceea ce Biblia numește adversarul Satan. Lucifer a devenit adversarul lui Dumnezeu și a fost primul generator de păcat. Sigur că a doua sursă de păcat sau al doilea generator, să spunem așa, este omul, Adam. Prin ascultarea, prin dorința lui de autonomie, de cunoaștere, el s-a separat de Dumnezeu. Practic, în grădina Eden, Adam a decis să prezinte lui Dumnezeu un manifest, să spunem, prin care declara, își declara independența, prin care spunea, cu alte cuvinte, mă descurc pe cont propriu, și mai grav, îl acuza pe Dumnezeu de minciună, îl acuza pe Dumnezeu că este nedrept, lipsit de iubire, îl acuza pe Dumnezeu că îl constrânge și că îl privează de libertate. Și toată această discuție are loc în zona copacului cunoașterii, pomului cunoștinței binelui și răului, din care Dumnezeu i-a interzis omului să mănânce. Și trebuie să înțelegem aici că această poruncă a fost o poruncă protectoare, nu una care să-l limiteze pe om. Și putem spune că a fost și un test pentru om. Faptul că Adam, cu alte cuvinte, îl acuză pe Dumnezeu că este un Dumnezeu lipsit de iubire, pentru că un capitol în urmă Dumnezeu îi spune lui Adam, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, stăpâniți-l. Dacă cu adevărat Adam era stăpân peste pământ, atunci practic era stăpân și peste pomul cunoștinței binelui și răului. Și putem aici să facem o apologie și să întrebăm sau să ne răspundem de ce atunci nu avea voie să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. În acest caz Dumnezeu se pare că a fost nedrept și Adam pretindea dreptul la a putea gusta și din acest pom. Sigur că toate atributele lui Dumnezeu funcționează împreună și pentru că Dumnezeu este dragoste, este adevăr, dreptate, justiție, pedeapsa iminentă a lui Dumnezeu nu s-a manifestat în acel loc în urma păcătuirii lui Adam. Cam astea sunt sursele păcătuirii și păcatul, spune cuvântul lui Dumnezeu, că pune un zid de despărțire între om și Dumnezeu și este foarte nociv, este o cursă pentru om de altfel. Cum a devenit păcatul o normalitate în urma căderii? În urma căderii, în urma deciziilor omului de-a lungul secolelor, păcatul sigur a devenit o normalitate și practic conștiința omului din acel moment încolo putem să spunem că a fost deformată. Spre exemplu, noi trăim astăzi într-o epocă a relativismului. Albului se spune negru, negrului se spune alb, se marjează foarte mult pe zona gri și este foarte la modă printre noi expresia nu este chiar așa. Biblia are o opinie pe care o găsim în Romani 1:28 vis-a-vis de această întrebare. Și uitați ce spune Romani 1:28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemată ca să facă lucruri neîngăduite. Biblia, din păcate, nu mai este un etalon pentru oamenii în societatea din care noi facem parte. Din punctul meu de vedere, sigur că Biblia este măsura după care noi trebuie să analizăm și să judecăm lucrurile. De aceea, păcatul este o normalitate în societatea noastră. Desigur, nu vorbim astăzi despre diferențele și obiceiurile culturale, pentru că, spre exemplu, în țara noastră, să mănânci carne de porc este o normalitate, dar dacă mergi într-o țară arabă sau în Israel, acest lucru este considerat păcat. Totuși, împărăția lui Dumnezeu se aplică oricărei culturi. Așadar, putem să simplificăm lucrurile și să mergem la origini și să spunem ceea ce Biblia spune, de fapt, că Dumnezeu a sădit în conștiința fiecărui om gândul veșniciei și toți oamenii știu din fire ce este bine și ce este rău.
Cu toate acestea, da, păcatul este o normalitate și dacă ne uităm cu tristețe în țara noastră, pe care mă rog ca Dumnezeu să o binecuvânteze foarte mult, minciuna este la ea acasă, corupția este la ea acasă, compromisul este la el acasă, lucruri care nu ar trebui să fie o normalitate într-o societate, din păcate sunt normalitate. Și noi avem datoria ca și copii al lui Dumnezeu să fim o lumină și să spunem nu tuturor acestor lucruri, nu păcatului, nu lucrurilor care lui Dumnezeu nu-i plac. Cu siguranță ne putem dezvolta și fără a-L include pe Dumnezeu în viața noastră. De ce să nu facem aceasta? Avem în jurul nostru exemple care au reușit și fără Dumnezeu. Exemplele acestea sunt chiar și în Biblie. Așa este, într-adevăr. Depinde foarte mult ce înțelegem noi prin succes, ce înțelegem noi prin o viață binecuvântată sau prin binecuvântare. Pentru că putem să avem multe lucruri materiale și să fim foarte nefericiți. Din punctul meu de vedere, un om de succes este acel om care până la finalul vieții sale rămâne alături de Dumnezeu, are o căsătorie fericită cu aceea soție, copiii lui sunt la rândul lor aproape de Dumnezeu și își încheie, să spun așa, alergarea, exact ca și Apostolul Pavel, în Domnul. Da, se poate și fără Dumnezeu și avem multe exemple. Dacă ne uităm în istorie, nu de mult în țările vestice ale Europei, Dumnezeu era în centru atenției. Acolo s-au experimentat mari treziri, mari reforme spirituale. Acest s-a întâmplat este trist și vedem în zilele noastre că astfel de societăți care s-au dezvoltat în urma întâlnirii cu Dumnezeu, pentru că trebuie să spunem și să menționăm faptul că întotdeauna când Dumnezeu vine într-o societate, acea societate se transformă în bine, radical. Scade rata corupției, scade rata divorțului, scade rata avortului, scade rata furturilor, scade rata alcoolismului, a drogurilor. Toate scad și acea societate poate să experimenteze un nivel de trai mult mai ridicat atunci când Dumnezeu este prezent acolo. Ce s-a întâmplat din păcate și se întâmplă în continuare este că Dumnezeu este scos afară din toate structurile societății contemporane și atunci putem să ne uităm în vest, putem să ne uităm și în est, putem să ne uităm și la noi în țară. Din păcate, societatea se dezvoltă într-adevăr, dar are o lipsă acută de spiritualitate corectă, adevărată. Cuvântul lui Dumnezeu în Romani 1, pentru că îmi place cartea Romani, spune că fiindcă măcar că l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit și s-au dedat la tot felul de gânduri deșarte și acolo găsim o descriere amplă a lucrurilor care se întâmplă atunci când Dumnezeu este scos afară din o societate, chiar modernă fiind ea. Și le-am amintit deja aceste lucruri și m-aș duce la ceea ce Domnul Iisus Hristos spunea și el recunoștea faptul că se poate să experimentăm o dezvoltare pe toate planurile, care nu este suficientă fără Dumnezeu. Și el spunea la un moment dat, ce folos ca omul să câștige toată lumea, dar să-și piardă sufletul. Poți să fii, să trăiești într-o societate ultramodernă, să ai la îndemână tehnologie, să ai la îndemână bogății, să ai la îndemână multe mijloace prin care să duci un trai foarte luxos, dar să-ți pierzi sufletul. Și tot Domnul Iisus Hristos spunea că despărțiți de El nu putem face nimic. Practic, o societate fără Dumnezeu este în pericol de a se pierde. Și rugăciunea mea către Dumnezeu este ca România să-și îndrepte fața către Dumnezeu și să înțeleagă și să accepte ca și mijloc de salvare și ca și mijloc de ieșire din această criză în care ne aflăm, să-L aleagă pe Dumnezeu și cuvântul Său. Eu zic că asta este o soluție care ar putea să îndrepte lucrurile supranatural în țară la noi și cred că cu ajutorul lui Dumnezeu vom reuși. Bun, dar ce facem totuși cu moștenirea pe care o avem din vechiul regim? Și aminteam la început că pocăința este o etichetare moștenită din vechiul regim, iar termenul nu e bine primit. În mentalul general, a fi pocăit egal
a fi sectant. Ce înseamnă, de fapt, pocăința? Îți dau dreptate, așa este. Foarte mulți oameni cred că pocăința înseamnă a-ți schimba religia sau a-ți schimba biserica sau credința strămoșească. Din punctul meu de vedere, această înțelegere este total greșită, eronată. Poți să schimbi biserica, poți să schimbi religia, poți să schimbi, să renunți la credința strămoșească și fără o înnoire, fără o metanoia, pentru că asta înseamnă de fapt pocăința, fără să schimbi stăpânul, pentru că stăpânul este cel care trebuie schimbat de fapt. Noi trebuie să renunțăm la Satan și să îmbrățișăm cu toată ființa noastră pe Dumnezeu. Și această înnoire a minții este neapărat necesară atunci când vine vorba de pocăință. Ce înseamnă de fapt pocăința? Vine din termenul grec metanoia și este o schimbare de sentimente, este o remușcare, regret sau căință, o înnoire a minții, practic, o orientare fundamentală a vieții prin care se ajunge la îndumnezeire. Și practic felul în care noi credem, bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, că poate să aibă loc pocăința, este prin mărturisirea păcatelor, printr-o către Dumnezeu, bineînțeles, printr-o căință sinceră, printr-o părere de rău, printr-un regret sincer și apoi prin înnoirea vieții. Ce se întâmplă când noi ne pocăim este că nu este suficient doar să te pocăiești. Este nevoie de o înnoire a minții dublată de o schimbare a vieții. Am văzut de atâtea ori și atâtea cazuri în care oameni s-au pocăit și au cerut iertare, au regretat, dar nu au însoțit această decizie a lor, această înnoire a minții, n-au însoțit-o de o practică de a se îndrepta și de a se schimba. Pocăința se referă practic, în primul rând, la recunoașterea păcatelor săvârșite, ca să dau așa o definiție mai amplă, o părere de rău pentru aceste păcate și hotărârea de nu le-a mai săvârși. Pocăința reală, adevărată, aduce întotdeauna cu ea o schimbare vizibilă, la nivelul Duhului, la nivelul sufletului, la nivelul trupului. Și, practic, pocăința este acel moment în care cineva se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și această pocăință, cum spuneam deja, însoțită sau acompaniată de mărturisirea de păcate, căință, produce în om nașterea din nou și duce la transformarea întregii ființe, la o înnoire, la o schimbare radicală a minții omului, a sufletului omului, a duhului omului. Și, practic, dacă acest proces este autentic, el trebuie să se reflecte și în trăirea de zi cu zi a credinciosului, a viitorului credincios. Practic, nașterea din nou se produce atunci când peste Duhul mort al omului vine Duhul lui Hristos și Duhul mort al omului sau Duhul care este într-o comă spirituală revine la viață. Și acest lucru îl doresc tuturor celor care ne urmăresc astăzi, să se nască din nou și să experimenteze o pocăință reală. Bun, și de aici se ridică întrebarea, de ce este totuși diferită oferta lui Dumnezeu? Oferta lui Dumnezeu, așa cum spuneai și tu la început, este diferită tocmai pentru că este neobișnuită. În lumea în care noi trăim, toată lumea te ofertează, toată lumea vine și îți propune un discount, o reducere, un deal foarte bun. În schimb, Dumnezeu vine și spune, eu am dat totul, tot ce am avut mai scump, tot ce am avut mai prețios pentru tine și oamenii sunt destul de reticenți la această ofertă pentru că noi așa am fost crescuți și obișnuiți ca pentru tot ceea ce primim, nimic nu este gratis, trebuie să plătim. Și atunci, de obicei, omul este destul de refractar, apar suspiciuni, ce vrea de fapt Dumnezeu, nu se poate să primesc ceva atât de valoros gratis și să nu ofer ceva în schimb. Lucru pe care Dumnezeu îl dorește în schimbul ofertei sale și oferta sa este Domnul Iisus Hristos, Fiul Său, care și-a dat viața pentru întreaga umanitate la cruce, este inima omului, este practic personalitatea omului. Și de ce dorește Dumnezeu
inima omului, tocmai pentru ca să-l salveze din păcat, din moarte, pentru că știm cu toții că păcatul aduce moartea. Așadar, oferta lui Dumnezeu este specială pentru că ea oferă continuu și atunci când cere, de fapt, oferă. Practic, îi dă omului posibilitatea de salvare, îi dă omului posibilitatea de întoarcere, îi redă omului o a doua șansă și eu zic că această ofertă este de nerefuzat. Din păcate, foarte mulți oameni trec indiferent pentru oferta lui Dumnezeu. Continuăm discuția după o foarte scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi. Logos Live continuă peste câteva momente. Revenim. Fericirea și îndurarea mă vor însoți, bunătatea și dreptatea mă vor călăuzi. Promisiunile cuvântului eu le chem acum, căci tu ești bun. Bunătatea ta chem peste mine, credincioșia ta să se vadă. Come in there.
am revenit, Logos Life continuă. Vă reamintesc subiectul emisiunii, oferta lui Dumnezeu. Invitatul de astăzi este pastorul din Onea. Continuăm. Dacă ar fi să aplicăm regula celor 10 porunci în viața noastră, asta înseamnă că toți suntem păcătoși. Care este totuși diferența dintre păcat și păcătos? Am moștenit natura adamică și, din punct de vedere spiritual, omul este supus morții și păcatului. Desigur că sunt multe diferențe între păcat și păcătos, dar ceea ce este foarte important de clarificat este că Dumnezeu iubește păcătosul, dar nu tolerează păcatul. Cuvântul lui Dumnezeu în Marcu 2:17 ne aduce în atenție o veste foarte bună. Iisus spunea, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Zicea Domnul Iisus Hristos că El nu a venit să cheme la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Iată așadar că Dumnezeu iubește foarte mult păcătosul și prin toate mijloacele încearcă și vine în ajutorul omului care are probleme. Dumnezeu oferă șansa la viață tuturor oamenilor. Este diferență mare între păcat și păcătos. Aici s-a făcut de-a lungul timpului o mare confuzie și creștinismul de multe ori au protestat împotriva păcătosului. Dar noi trebuie să protestăm împotriva păcatului, iar pe păcătos trebuie să-l iubim, trebuie să-l expunem prezenței lui Dumnezeu, trebuie să-l ajutăm să vină în zona cuvântului lui Dumnezeu, pentru că ceea ce transformă un păcătos și ajută un păcătos este cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu și jertfa Domnului Iisus Hristos. De aceea noi trebuie să încurajăm pe oameni, indiferent de păcatele pe care ei le au sau le-au practicat sau le mai practică, să se expună dragostei lui Dumnezeu. Doar expunându-te dragostei lui Dumnezeu poți să obții pace cu Dumnezeu, asta în urma pocăinței, apoi poți să obții mântuirea sufletului tău, poți să scapi de mânia viitoare a lui Dumnezeu, pentru că da, în viitor, în viitorul escatologic, Dumnezeu își va manifesta judecata sa asupra tuturor lucrurilor și sigur că tot așa poți să obții și viața veșnică, expunându-te dragostei și cuvântului lui Dumnezeu. Cu aceste cuvinte vă mulțumesc pentru participarea la Logos Life, vă mai aștept și cu alte ocazii. Doamnelor, domnilor, punem punct ediției de astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, să aveți o zi excelentă oriunde v-ați afla. La revedere!